la mașina de... Vreau să-mi povestiți cum v-ați cunoscut. Păi eu am început totul aici la sala de fitness Dracula Gym, unde am avut norocul să-l cunosc pe soțul meu, Adrian. Prima dată n-am putut să conving ca să vorbească cu mine tot timpul. Prin intermediul prietenilor lui am luat legătura și am aflat niște lucruri despre el care m-au făcut pe mine foarte... să mă simt mai atrasă de el. Faptul că nu era așa curajos și era foarte timid m-a făcut să mă gândesc că nu, trebuie neapărat să-l cunosc. La fel și misterul din ochii lui, când se uita la mine și cu privirea și cum se uita după mine, mă îngâdi la simțurile, să zic așa. După care am început să vorbim prin intermediul internetului, că în față încă tot nu am reușit să-l conving să vorbească. Am reușit cumva să fac rost de numărul lui de telefon și de adresa lui de e-mail. Și așa am ajuns să ne cunoaștem mai bine. Ani, tu cum a fost când ai văzut prima dată? Prima dată când am auzit-o, am lăsat sala și o căutam cu privire prin sală. A fost bine, a fost plăcut. De ce nu ai vorbit cu ea? Păi trebuia să o cunosc mai bine și aici am avut ocazia să ne cunoaștem. În primul rând să prinde curaj. Exact. Am prins curaj. Ce planuri de viitor aveți? Planurile noastre viitoare să formăm o familie frumoasă, să îi dăruiesc copii frumoși, să fie mândru că de ei și de mine, că până la urmă eu sunt soția lui și eu o să trăiască să fiu lângă el. Alte planuri de viitor, las pe Adi să zică ce. Alte planuri de viitor, să le facem împreună. De-aia ne-am întemeiat o familie și să fim fericiți în continuare. Cine vreți noi să nu ai primul gând al soțului? Ne-am gândit la în Tenerife, în Spania. Acolo am dorit să mergem, să ajungem. Ce mesaj aveți pentru voi, pentru voi, peste 5 sau 10 ani? Amalia, îți promit că o să am grijă de tine și o să-ți fiu mereu alături. Te iubesc mult. Și Amalia? Adrian, promit să-ți fiu o soție fidelă. Îți promit să te respect. Îți promit să-ți fac copii frumoși. Îți promit că voi fi mai bună, vă promit să las nervii la o parte și toți nervii, da, așa. Promit să încep să gătesc, așa, și promit să te iubesc până când viața, moartea ne va despărți, așa.